Deci, ieri ce am înțeles că când ai, în Binarul cu Cristina ai vorbit mai mult din cartea aceea ce vor femeile, ce vor bărbații. Da. Aseară mi-ai citit ceva din cartea ce vor femeile, ce vor bărbații. Da. Și astăzi m-am trezit cu ea în poștă. Cred, da, e foarte tare restrângerea, deci apar minunile, deci dacă o zi te-ai restrâns, apare a doua zi o minune. Și acum mă gândesc dacă ai face în continuu restrângere zi de zi, Da. nici nu vreau să mă gândesc. Dar, deci, asta cred că a fost de la restrângere. Dar foarte interesant că ieri ai vorbit de ea, știi? De carte. Da. Și voiam să o citesc, știi? Și divinul mi-a dat-o să o citesc. Am fost până la magazin și mergând mă gândeam la ce mi-ai spus aseară cu capacitățile, știi, că putem vedea în timp, știi, gândurile, dar ca să ajungi la astea trebuie să nu le vrei și să nu le cauți. Da, să fii desprins. Deci m-am dus la cineva să-mi duc bateria de la mașină, sub un carci care a aparat acolo. Și aveam niște d-alea fistic, știi? Da. Și alea îmi plac foarte mult. Și zic, ăsta care îmi place cel mai mult, renunț la ele, nu le mănânc. Deci ce îmi place cel mai mult, aia o dau, nu fac. Deci aleg mâncarea care nu-mi place. Corect. Și am dat-o lui. S-a bucurat foarte mult, încât m-am simțit încărcat cu energie. Deci, pentru că lui îi plăcea foarte mult, deci mie îmi plăcea, dar lui îi plăcea și mai mult. Și am simțit în momentul ăla cum am încărcat de energie. Deci, a dispărut foamea, deci nu mâncase, n-am mâncat, dar nu mai simt nevoia de mâncare, nu mai simt foamea. Deci, mă mir că nu mai simt să mănânc. Deci, energia aceea, când ai dăruit cuiva ceva care îți place ție cel mai mult, dai. Ce îți place ție cel mai mult, dai. Nu folosești pentru tine. Da. Și am simțit cum energia aceea, deci, instant, în secunda aceea când am dat și am simțit bucuria, instant a venit, n-a întârziat. Și pe lângă asta, eu știam. Nu știu că se întâmplă dincolo de mental, nu știu să explic. Știam că o să vină cineva la ei. Deci simțeam și deja văzusem cum ajunge mașina la ei și cum o să mă întâlnesc cu acea persoană care o să vină la ei. La vecinul ăsta care m-am dus. Ce tare. Deci eu când desfăceam bateria de la mașină, stăteam cu spatele. Eu știam ce mașină trece pe lângă mine și unde se va duce. Mamă. Dar nu era ceva mental, deci e ceva care simți, nu poți să o explici în Sunt mental. imagini dincolo de minte, da. Da, e dincolo de minte, da. Și am văzut cum, deci m-am uitat și știam, era aceeași mașină, culoarea, știam că se va duce, se va opri și am spus vecinului, i-am spus, nu știu ce s-a întâmplat, de unde știam că va veni, știi? Și zice el, să știi că n-a mai fost de foarte mult timp. Nu mai venise de foarte mult timp la ei. Dar ce certitudine am avut că mă voi întâlni cu acea persoană, că vor veni la ei. Dar asta a fost așa, deci am știut cu câteva minute că vine, n-a fost numai într-o secundă să vină. Să vezi cum Deci. o să crească capacitățile foarte mult. Numai să nu te mândrești cu ele și să nu le acorzi toată atenția ta. Și asta e ideea că. A fost ceva spontan, nici nu m-am gândit, a venit așa pe lângă mine, nu le-am căutat. Da. Și pe lângă asta, n-ai de ce să te mândrești, că sunt ale Divinului, Sunt ale lui, noi da. n-avem nimic. Sunt manifestările lui, așa este. Dacă, și după aia, am mai avut încă ceva, și zic, îi mai duc încă ceva, ce-mi place. Aveam un borcan de Nutella. Ciocolată de aia bună, Nutella, borcan. Da. Când a văzut și borcanul, s-a bucurat și mai tare. Dar de unde le scoți? Lucrez cu farmazoane, cică. Și mai tare. Și s-a umplut și el de bucurie și de energie și m-am umplut și eu. Și ideea este că nu mai simt foamea.
S-a anulat-o. Că de fapt noi mâncăm ca să obținem acea energie, dar mâncarea nu ne dă, Invers. nu ne dă energia, ne ia. Da, foarte interesant este că deci restrângerea asta te face încât să renunți la ce îți place ție cel mai mult. Adică dacă aș fi avut voal, n-aș fi dat eu borcanul acela de Nutella, că era Da, prea bun. da, 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 da. Voiam eu să mă bucur de el, eu să simt plăcerea. Deci dăruirea și restrângerea îți dă energia subtilă și nu mai ai nevoie de ceva din afară. Ce chestie. Da, și se apar capacitățile astea. Da, îți cresc capacitățile. Intuiția, apropierea de Da, divin, da. simțirea lui, îl simți. Da, îl simți. Foarte tare. Tu acum te ocupi mai să-i faci pe oameni fericiți. Asta e preocuparea ta principală. Da, Că foarte interesant, deci. ei te încarcă cu energie atunci. Da, să vede, adică că suntem o ființă comună, că începi să dăruiești, să-l iubești pe celălalt și tu te încarci, adică îți faci, să-i găsi, asta e fericirea, adică să o cauți în celălalt, ca el să fie. Și să dai materia, când sacrifici materia, câștigi energie subtilă. Da, că asta e foarte interesant, materia, deci tu nu vrei materia, materia o să vină spre tine, o primești și tu o dai mai departe, De nu o mai primești departe. la tine. Da. Și ea se Foarte tare. multiplică bucuria. Da. Când pierzi materia, vine fericirea. Pe dos. Dar nu știu cum să-i explic, dar ce bine te simți la energia asta. Te simți așa ca o baterie încărcată. Da, este o energie care te întregește. Îți dă o bucurie trainică. Asta e ideea, că te simți, te bucuri. Nu știu, parcă zici, dacă cineva te vede așa, euforic, zice că ești nebun. De Da, unde atâta ai bucurie? o bucurie, nu știu, puternică. Nu e legată de ceva de exterior, nu e legată de nimic. Și te inundă tot. Dar e foarte interesant când ai bucuria asta, deci energia asta, îl faci pe celălalt. Stai în prezența cuiva și începi și el să se bucure când începi să vorbești. Da. E molipsitoare. Este. L-ai făcut pe omul acesta fericit, îți dai seama. Da, și mai întâi am adus fistic, după aia m-am dus acasă, i-am mai adus încă ceva. Ce bine. Așa se faci cu toți oamenii. Toată Da. viața și nu să ai probleme. Și Dumnezeu îți va da tot ceea ce ai nevoie și încă mai mult. Da. Noi ne prea preocupăm de binele nostru, în mod exagerat. Da. Și binele nostru ne ia din viață. Nu mai vă spun că este diavolul. Dar ce paradox, adică noi credem că dacă mâncăm, ne încărcăm cu energie, că mâncarea întreține viața corpului. Dar e o minciună. Da. Sau că câștigăm. De fapt, noi nu câștigăm nimic. Deci materia nu este de câștigat. Materia e doar de lăsat. În toate este vorba numai despre retragere. Atât. Să nu te duci pe materie. Cu totul. Dar o Da. să-ți vină niște încercări de nu te vezi. Din astea, Acum atracții puternice. și vin atracțiile, dar acum nu știu cum faci. Trebuie să ai o mare restrângere încât să nu te duci spre ele sau nu Exact, știu. trebuie să, când a venit atracția, trebuie să te restrângi și mai tare, ca să poți să faci față. Și am văzut că mai câștigi energie când oprești judecata, supărarea, critica. Câtă energie câștigi în momentul ăla, când o mai Da, și pierzi. când nu te mai duci pe atracție, spre plăcere, atunci te încarci cu o energie foarte rapid și puternic. Adică ai în fața ta niște prăjituri care îți plac ție cel mai mult, și este irezistibil să nu le mănânci și nu le mănânci. Atunci te încarci cu energie subtilă. Că ai puterea, prin acel nu dat materiei, este un da dat cerului. Se deschide poarta cerului și îți dă energie subtilă care este de o valoare inestimabilă. Pentru că dacă în clipa respectivă aveai nevoie doar de puțină energie ca să mai trăiești, știi? Acea energie Da. face diferență între viață și moarte. De seama. Deci capacitatea noastră de înfrânare este capacitatea noastră de a fi fericiți
Este puterea noastră de a fi fericiți în viață, noi și copiii noștri sănătoși și durata vieții este dată de această capacitate. Deci de prezența lui Dumnezeu ne dă fericirea în viață și durata vieții, lipsa de suferință. Deci, când căutăm materia, noi pierdem viață. Adică vine plăcerile după aceea ca să ne poate să ne aducă în iubire. Deci noi nu plăcerile vieții trebuie să le căutăm, ci lipsa lor. E pe dos. E total pe dos, este. Noi avem altă logică, observ, logica noastră nu e o logică a egoului, dar sufletul gândește pe invers. Dacă egoul, spre exemplu, se protejează și caută ușorul să fugă de efort, nu? Să se fofileze, sufletul nu face așa, sufletul se duce și se aruncă în greutățile cele mai mari. Deci sunt strategii opuse, opuse total. Nici nu poate să nu facă asta pentru că nu ar mai primi energie subtilă de sus și și-ar pierde forța. Deci el nu poate să-și nege natura, sufletul. Deci el va fi veșnic un dăruitor. Se va dărui așa ca prostul, fără să se protejeze, să se apere. Nu se apără. Fantastic. Mulți pe grup au spus acolo că s-au apucat să strângă gunoaie, ca Marian când s-a dus în cartierul evreiesc și dădeau evreii cu ceva în capul lui. Dar te simți foarte bine. Ca suflet te simți Da. cel mai bine. Cel mai bine. Cea mai mare fericire pe pământ să trăiești ca suflet, adică ca un fraier. Ca un fraier. Să-ți oferi tot efortul gratuit fără să aștepți ceva în schimb. Și ce este mai bun să-l dai celuilalt, nu ție. Și să le dai întâietate oamenilor. Atât dacă faci, să-i pui pe primul plan și nu pe tine, pe tine să te uiți, atunci ajungi foarte sus. Nu întâmplător Rumi avea acolo la moschea lui, pe fronton sus, scrie la poartă, la intrare, fă totul pentru ceilalți, pe tine să te uiți. Este esența esențelor. E cea mai înaltă învățătură. Dar asta înseamnă să fii o cârpă. Îți dai seama, cârpa este cel mai înaltă putere a Universului și nimeni nu o vrea. Deci ar putea să aibă tot ce își doresc în viață, dar nu vor. Da, ce chestie. Că cel mai frumos lucru este ca să primești în dar. Deci lucrurile pe care le primești în dar rămân. Dar trebuie să nu le vrei. Și atunci Dumnezeu îți dă că știe ceea ce ai nevoie și te și premiază. Îți dă bonusuri. Îți vine o cutie de ciocolată. Eu am pățit chestia asta. Am dat un sandwich că nu mâncase nimic. Am scris în Shangri-La. Așa, pe la ora 4 m-am apucat eu să mănânc și am dat sandwich-ul cuiva care a zis că nu mai poate de foame. Și n-a trecut decât un minut și a venit un alt prieten, un alt coleg de serviciu care mi-a spus: uite, am un sandwich-ul acesta și nu mai pot să-l mănânc. Nu-l vrei tu? Și era un sandwich supraetajat, adică erau două sandwich-uri. Deci am dat unul și am primit două. Deci imediat primește de la Dumnezeu, imediat. Totul este potrivit și totul este deja făcut. E realizat. Deci apare o stare de fericire extraordinară când ești degajat. Că nu mai pui la suflet tot ce... Nu mai luți pentru eu ăsta, că eu ăsta generează suferința. Că când apare dorința, apare opoziția, știi? Și nu împlinești ceea ce... Deci a merge pe calea egotică este absurd. E o prostie. Că omul vrea să obțină câte ceva și obține un necaz și mai mare. Păi atunci de ce să meargă pe calea aia? La ce folosește? Când ar fi suficient doar să lase mereu de la el, să se comporte ca o ființă comună, adică să fie fericit de fericirea celuilalt și când îl face pe celălalt fericit, atunci va fi și el fericit. Este invers. Da. Greu de acceptat. Dar frumoasă experiență ai avut, foarte frumoasă.
Da. și pilduitoare. Dar cred că restrângerea mi-a dat cea mai mare putere să fac așa ceva. Am înțeles. Ce restrângi ai făcut înainte de a da Iar n-am ciocolata? mâncat, iar n-am mâncat, azi n-am mâncat. Am înțeles. Dar ai avut putere. Da, deci am o forță, nici nu, de-aia zic, nu simt foamea, nu simt, mă simt plin de energie. Fantastic. Nu simt, nu mă simt obosit. O să ajungi ca ăla care trăiește, ai 125, 130 de ani, indianul ăla. Și l-a întrebat, cum ați ajuns aici? Și el a zis, cu mâncarea, nu mai țin minte când am mâncat ultima dată. Deci el cine știe când mâncase? Și a doua, n-ar avea dorințe. Deci când ai dorințe, pornește imediat opusul. Deci neavând dorințe, nu avea suferință. Știi? Și fără suferință nu pierde energie. Că noi prin dorințele acestea pierdem energie, să știi. Prin împotrivire, prin judecată, prin luptă, prin apărare, noi pierdem viață. Dar binelea. Da. Da. Uite, când îți citeam cărțile, că eram în schid și îți citeam cărțile, știi? Dar totuși nu puteam să înțeleg anumite chestii, știi? Pentru că mâncam gustos, știi? Da, și nu Dar era barieră, nu te lăsa să înțelegi. nu m-a lăsat să înțeleg. Pentru că eu când mă duceam la școală, eu citeam cărțile, știi? Citeam cărțile, dar nu făceam cum zicea acolo. Da. Trebuie prima dată să faci înfrânare, restrângere, ca să poți să Da. înțelegi pe de adevăratele și să te apuci să faci. Că n-ai putere să faci fără restrângere. Nu se poate face nimic. Da. Asta e foarte Da. important. Dacă știi lucrul ăsta, când te duci la examene, întotdeauna faci restrângere înainte. Ca să poți să fii inspirat. Da, asta am făcut, deci, cu o săptămână înainte de bac la matematică. O săptămână am mâncat foarte puțin, vreo 2-3 zile n-am mâncat deloc. În rest am mâncat foarte puțin, apă cu miere, cam așa am consumat o săptămână. Și când m-am dus la bac, eu nu știam matematică, dar eu m-am uimit de câtă inspirație aveam de scria mâna singură. Deci mă uitam cum scria singură și zic, de unde vin atâtea idei? Extraordinar. Și am luat 6, cât îmi trebuia, nici mai mult, nici mai puțin. Superb. Deci e foarte tare. Ce se cred mare e restrângerea să o faci. Pentru că când începi să te restrângi la mâncare, dispare și comentariul și judecata, că se simte trupul slăbit, nu mai are multă putere. Nu Așa te mai este. interesează ce face vecinul. Așa este. Și uite o chestie aici, dacă omul își face plăceri, intră în conflict automat cu ceilalți, adică ceilalți se trezesc că îl atacă. Și tu nu știi de ce. Că nu ai făcut nimic, că ai vorbit, că vorbești cu un om care este la distanță, cum de se trezește el să te atace din cauza asta? Deci ne lipim și atunci el își ia un rol ca să ne dezlipească și ne produce acel disconfort, ca în disconfortul acela noi să ne reîntoarcem la divin. Adică să nu Acum, stăm bine, da. în locul omului acela care începe să se schimbe, devine ca un corector pentru cel care a ales plăcerea. Acum, putem și noi fi corector? Da, sigur, și nu este corector pentru alții. Adică, o să dau un exemplu. Mama vine la mine și o corectam. Mă făcea să mă enervez o chestie, făcea nu știu ce. Și ea zicea, păi eu nu ți-am făcut nimic, îți vorbesc calm, sunt, uite, eu nu fac nimic, sunt calmă, sunt nu știu cum. Dar ea, cred că se alesă înainte de asta, o plăcere, o bunăstare, o comoditate, o chestie de asta, știi? În care pe mine m-a făcut să m-a schimbat așa radical, fără niciun motiv. Da, noi o corectăm prin ego-ul nostru. Dacă Da. n-am avea ego, atunci ar fi un alt tip de corecție prin prezența noastră. Și energia pe care o avem când intră în zona energetică a noastră, ei se schimbă. Deci există o corectare din aceasta prin ego-ul nostru. Adică ne luăm de celălalt, știi, fără să știm de ce. Sau prin suflet, dacă trăim în suflet, atunci e un alt tip de corecție. Dar, într-adevăr, corectăm oamenii. Dar. Da, și după aia, adică, deci ce se întâmplă? Oamenii au o așteptare de la un anumit om, după aia începe să, fapt, deci
Ei văd că ei încep să-l judece și să-l critique că i-a dezamăgit. Dar așteptarea lor față de omul acela l-a făcut ca mecanismul divin să-i facă să-i dezamăgească. Și Sigur. noi zicem că acela e de vină când ne-a dezamăgit. Dar noi Sigur. nu înțelegem că noi am avut o așteptare, un atașament sau un Da. atașament. Ai un atașament față de cineva, păi se schimbă la 180 de grade. Nici nu știi de ce se schimbă și care e motivul. Exact. Și noi zicem că acela e vinovat, după aia începem cu acuzații, cu critică, cu comentarii Da. și creăm un mecanism să ne vină răul din față. Exact. Înainte ne iubea și deodată nu ne mai iubește și nu înțelegem de ce. Dar noi suntem Sau, de bine. sau, da, sau ai un prieten foarte bun, te atașezi de el și vezi că nu te mai sună, nu te mai bagă în seamă, nu mai vrea să vorbească cu tine. Și te Exact. întrebi, dar ce s-a întâmplat? Păi Exact. atașa. Uite, o chestie foarte interesantă mi s-a întâmplat mie la liceu cu niște fete. Devenisem simpatic pentru ele. Erau niște fete de a șaptea, a opta. Eu eram clasa 11-a, dar ele credeau că sunt din a noua. Că dacă știau că sunt de a 11-a, nu le mai eram simpatic. Și început să-mi dea atenție. Și eu le deam atenție și să crease un atașament. Și ele față de mine și eu de ele. Știi, că abia așteptam următoarea zi de școală ca să mă văd cu ele, să le văd, să mă amuz. Și a venit pandemia și nu le-am mai văzut. Am intrat, adică, pentru că când am văzut că a venit pandemia, gândul la ele mi era greu să îl despart. Faptul că mă gândeam la ele, că aș fi vrut să le văd, a venit pandemia și m-a detașat prin chestia asta. Și pe ele și pe mine. Este. Deci foarte interesant. Și mi-am dat seama care este cauza, că citeam atunci cartea și am văzut că asta pentru că mă atașase, mă provocase, poate noi fim provocat de o pandemie. Deci a venit pandemia și ne-a băgat în casă, încât eu am terminat școala și n-am mai avut ocazie să mă mai întâlnesc cu ele. Sau ele s-au dus la liceu. Oricum a venit pe atașament. Pe Foarte mulți atașament a oameni au venit. fost atașați și au făcut așa un negre. Eu la un moment dat, eu am văzut că mă atașasem și zic, nu mă mai duc în partea aceea, nu mă mai duc la clasa aceea, nu mai trec pe acolo să mă vadă. Văzusem că am creat un atașament, dar eu încercam, adică opream atașamentul, dar ele tot aveau un atașament. Că primisem o scrisoare că m-am supărat, de ce nu mai trec pe la clasă, pe coridor, de ce nu mai vin pe acolo, că le sunt simpatic, nu știu ce. Și deci eu am mai tăiat așa din atașament. Tot aveam, dar am mai tăiat din el, pentru că vezi că ai un atașament când suferi, când te superi, când ai vrea să faci acel lucru și trebuie să te oprești. Și a venit pandemia. Da. Dar foarte interesant. Sau să zic, da, mi s-a întâmplat chestiile astea, când mă atașam de cineva, imediat se schimba. Nu mai am nicio așteptare de la nimeni. Lasă fie cum vrea el. Uite, mă gândesc dacă noi, spre exemplu, am face identificările, să spunem clar că, de fapt, plăcerea, atașamentul, binele nostru este diavolul. Dacă am înțelege, dacă am face identificarea cu diavolul, am fi mult mai reținuți, mă gândesc eu. Da, și dacă ai înțelege că cel din fața ta, tot ce vine din exterior e din interiorul tău și este Dumnezeu și nu ai pe cine să te superi. Da, și că n-ai cu cine să lupți. Și dacă s-ar învăța astea din școală, de când se duce la grădini să se spună, în fața ta e Dumnezeu, n-ai de ce să critici sau să te superi. Da, două, trei informații. Sau aceea care discutam noi ieri, că întotdeauna noi ne supărăm numai pe Dumnezeu, deci nu pe oameni, ne supărăm pe Dumnezeu, și luptăm întotdeauna numai cu El. Deci noi luptăm chiar cu adevăr. Și nu avem niciun Dar fel de șansă. Deci când a apărut lupta sau supărarea, noi ne supărăm pe Dumnezeu. Și luptăm cu Divinul, nu cu oameni. Dacă știm chestia asta, s-a oprit și nu lupta. mai da, nu mai ai de ce să lupți și nu mai ai de ce să te superi. Da. Eu am văzut chestia asta ieri. Deci când ego-ul ar fi avut motiv de supărare, când am renunțat la supărare, m-am simțit așa de fericit. Deci Dacă capacitatea de a opri judecata este fericirea. și ego-ul caută întotdeauna să sufere. Da, numai suferință, deci n-ai nicio șansă la el. El nu vrea nimic altceva și are metode, are
experiență. Și nu se oprește niciodată. Deci noi Da. când ne surprindem că suntem triști, supărați, nervoși, anxioși, depresivi, trebuie să știm clar că nu e adevărat ce ne spunem. E invers adevărat. Și întotdeauna când acuzăm pe cineva, trebuie să știm că nu e adevărat ce spunem. Nu omul acela este de vină. Când zici mama este de vină, nu e adevărat că e de vină. Și în cauza asta puteai să râi să-ți dea cu goala în cap. De ce? Pentru că nu era de vină. Nu era de vină. Da, și noi începem să acuzăm, să criticăm și ne dăm seama de ce din exterior va veni o neplăcere. Da, și vine implacabil. Da, nu știm. Intensitatea judecății tale vine. Cu intensitatea judecății noastre, da. Nu știm că avem pe Creator în față. Noi credem că avem oameni, situații de viață și nu e adevărat. Avem oameni, dar în ei este divinul. Da, sunt Și mișcați divin. prin ochii lor privește chiar Dumnezeu. Dacă te Da, cerți cu el, te cerți cu Dumnezeu, clar. dacă noi am fi în divin, Dumnezeu îi mișcă cum suntem noi în interior. Că sunt mișcați de divin. Da, și dacă religia i-ar învăța pe oameni sau biserica i-ar învăța că numai Dumnezeu vine din față pe diferite paliere de vibrație și mincinosul și trădătorul și bețivul este tot divinul și că nu poți să te ceri pe el pentru că oamenii iau un rol ca să te deranjeze pe tine și să te ducă în iubire orice ar fi, atunci nu rămâne decât compasiune sau recunoștință față de omul care te deranjează. Deci omul care îți dai seama ce chestie, omul te minte, te trădează și tu să fii recunoscător. Și spui mulțumesc, te Să-ți spun iubesc. mulțumesc frumos că m-ai trădat. Femeia să-i spună bărbatului, mulțumesc că ai plecat la alta. Că dacă ea nu era atașată, el nu era nevoie să plece. Deci noi nu ne dăm seama că noi prin atașamentul ăsta de material, aici e căderea cea mai ușoară. Imediat pornesc mecanismele de desprindere. Prin oameni, prin animale, prin fenomene ale naturii. Orice se poate mișca. Îți cade ceva în cap. Cum am pățit, eu ți-am zis, la plafar mi-a aruncat în cap toate ceaurile. Da. Deci eu eram acoperit de... Eu nu mai mă vedeam. Mi-au căzut toate ceaurile de peste tot în capul meu. Ce mi-a făcut? Și știi cum a făcut? A venit un vârtej mic de aer pe geam, s-a mișcat în interiorul magazinului, s-a învârtit în fața mea, după care s-a dus în spate și a dat totul jos. Vârtejul acela. Dar era corespunzător cu gândurile mele și deci Da, m-a prins. doamna aceea n-a zis ceva? Ba Sau da, a au sărit căzut? să mă ajute, să mă scoată din mormanul ăla de cutie. Eu nu mă mai vedeam. Da, a fost fantastic. Și mi-a zis, da, am înțeles, n-am voie să gândesc nimic rău despre nimeni. Extraordinar. Pe de altă parte apar fenomene de, nu-ți vine să crezi, o altă doamnă stătea în fața mea tot așa pe scaun și discutam cu ea și la un moment dat, datorită considerației pe care o avea față de mine sau dragului pe care o avea față de mine, din mijlocul pieptului a pornit un mănunchi de raze de lumină alb strălucitoare spre mine și m-a calde și m-a inundat încât mi-am pus mâna pe față, că mi-a fost teamă. Și m-a cuprins așa o stare de extaz. Am intrat în lumina respectivă, dar mi-am zis, ia uite, oamenii sunt capabili de forțe și de puteri extraordinare. Au în ei capacități deosebite. Deci gândul bun generează lumină, energie înaltă, vibrațională. Știi cum era? Era un mănunchi de raze care venea spre mine din mijlocul pieptului. Și e a doua oară pe care, când am văzut lucrul ăsta. Altădată discutam cu o doamnă, îmi dusesem niște medicamente și în fața blocului și a trecut, ea făcea after school. Și a trecut prin față, la o distanță suficient de mare, să zic 10 metri, o familie cu un copil. Probabil că cunoștea copilul, cunoștea familia și la fel din mijlocul pieptului a pornit mănunchiul ăla de raze și a îmbrăcat pe aceștia trei, încă nu se mai vedeau de lumina respectivă.
Și era la 7-10 metri distanță. Am zis, mamă, ce capacități au oamenii. Ei când sunt iubitori, dezvoltă energie divină. Da. Nici nu știm ce capacități avem, nici habar n-avem. Știi de ce nu le vedem? Da, așa cum ai spus și tu, nu ne restrângem. Ca să putem să le vedem, trebuie materia să nu mai fie importantă. Să nu îi acordăm toată atenția noastră. Fim dezinteresați, aiuriți, duși cu capul. Da? Numai cei duși cu capul ajung în rai. Pierre Richard, aerieni, care nu iau lucrurile în serios, care le strică tot timpul. Da, Da. nepricepuții, nepricepuții. Ei ajung în rai. Cei care sunt pricepuți sunt exigenți și nu mai pot să iubească, cum a pățit Ilie Cioară, Da, cu da. greșeala aceea cu căciula. Care era absurdă. În condițiile în care eu am sute mii de greșeli când termin o carte, patru corectori corectează la mine și tot greșesc, tot găsesc greșeli. Ce ar fi fost să fiu eu supărat? Da, la cartea aceea care încă mai aveți de lucru la ea? Am dat-o la corectură. 1200 de pagini. Întrebări și răspunsuri de pe Facebook și postările. Am vrut să nu se piardă și l-am strâns în două cărți Da. și după în 2 săptămâni intră la editură, mai face și editura o corecție, o corectură, probabil că toată luna februarie, da. Da. Și apoi prin martie poate iese. Întrebări și Da. răspunsuri. E din asta, cum să zic, care deranjează maxim. Astea sunt bune. Da, sunt bune. Răspunsurile au fost colțuroase și, adică întrebările au fost colțuroase și răspunsurile deranjante. O carte este cu atât mai valoroasă cu atât cu cât produce o mai mare nemulțumire în tine. Răstoarnă toate conceptele. Când răstoarnă totul, atunci ea este vindecătoare și te și încarcă cu energie. Dacă nu se întoarce conceptele, nu te încarcă. Știi care este problema? Ego-ul nostru gândește acuzator. Deci toate gândurile lui sunt acuzatoare. Și arată că ceva nu este în ordine în lumea perfectă a lui Dumnezeu. Ei bine, când face chestia aceasta, ne pierdem energie pe acolo. Prin fiecare gând acuzator, prin fiecare judecată, ne pierdem viața. Din cauza asta vin bolile în anumite locuri ca să poată să ne oprească să pierdem viață. Sau necazurile. Soluția este ca niciodată să nu-ți permiți să lași un gând în mintea ta care să reprezintă o neputință, o îndoială sau o critică. Să nu le lași niciodată acolo. Le iei, îi inversezi și aduci argumente inversului până când inversul ți se pare evident. Și atunci când obții starea aceea de liniște interioară, s-a șters nodul energetic și nu se mai repetă în viitor. Deci suntem foarte interesați să nu lăsăm niciun fel de gând de îndoială sau de judecată în noi, pentru că el se va transforma într-o boală viitoare, într-un accident, pentru noi sau pentru copiii noștri. Deci ne ia pe toți la rând. Dacă noi îndurăm, știi, atunci vine prin copii. Prietenul meu avea capacitatea de îndurare. Îl durea spatele, nu se putea mișca deloc, 3 luni de zile a stat la pat, dar pentru că el a îndurat durerile respective, dar nu s-a schimbat, s-a îndreptat spre copil. Și Da, avea... uite că, Da. da, așa este. Chiar ascultam, în dimineața asta ascultam cu Mircea și spunea că unii din colegii lui a ținut post, dar sufletul a rămas același și de aceea n-au apărut schimbări. Exact. Adică au renunțat, n-au mai mâncat, dar n-au avut așa schimbări, pentru că sufletul a rămas același. Exact. Adică au rămas tot cu ego. Am mers cu ego, cu critici, cu judecăți, pe ăla trebuie scoase, că pe acolo se pierde viața. Deci nu a pus suficientă energie prin restrângere, că a mai rămas portiță de pierdere de viață prin judecată. Deci trebuie să le închizi pe toate.
Știi? Da, pentru că oamenii încep, să zicem, să aplice învățăturile, să zicem, să restrâng, dar continuă cu judecata, cu critica și ei nu înțeleg de ce nu se manifestă divinul în viața lor. Exact. N-ai cum. Și renunță. Și renunță, da, că nu văd un rezultat. Da, caută un rezultat, da. Da, ai de oprit plăcerea și ai de oprit judecata. Astea două, plăcerea și judecata. Dacă le oprești, imediat începe restaurarea vieții într-o formă miraculoasă. Adică de dimineață până seara trăiești numai miracole. Și nu te mai Faci, preocupi de tine, nu te mai preocupi de... o resetare. Da. Marea resetare. Mare resetare, da. Nu te mai interesează ciocolata, cum ai zis că se numește? Nutella. Nutella. O dai ușor. Dacă ceva dai cu greu, înseamnă că ești atașat. Da. Și vei avea neplăceri datorită acelui Da, atașament. tu zici că, uite, am dăruit, de ce am neplăceri? Când că mai ții gândul la acel lucru care l-ai dat sau îți pare rău sau te superi sau l-ai fi vrut să-l ai tu. Ai Exact. dat, adică n-ai dat cu toată inima. Ne da cu toată inima, da. Știi ce ne dă ușor? Am discutat și ieri. Dă ușor omul care este sărac, care Da. nu are. El nu are ce să piardă și dă ușor. Și când dă ușor, beneficiile lui sunt foarte mari. Adică atunci primești un beneficiu din față, când nu ești cramponat de lucrurile acelea. Deci materie, greșeala noastră fundamentală este că punem exact primele două, trei porunci. Punem materia pe primul plan și ea e secundară. Nu ai nevoie să pui pe primul plan nimic, nici iubitul, iubita, nimic plăcut pe primul plan. Să fie secundar totul și atunci va rămâne. Deci o relație va funcționa atâta timp cât nu o vei pune pe primul plan. După care oamenii nu te dezamăgesc că sunt ei așa, ci te dezamăgesc că trebuie să ne dezamăgească ca să poată să ne desprindă. Deci o lucrare dumnezeiască acolo. Noi acuzăm omul, dar de fapt este divinul. Noi acuzăm pe Dumnezeu că ne desprinde. Că de ce îmi iei mie ceea ce îmi place? Deci noi ne certăm direct cu Creatorul Universului. Noi când ne certăm Da. cu un om, ne certăm cu Dumnezeu. Da. Și încă ceva foarte interesant, deci faptul că ieri, dacă să zicem că nu am mâncat, dar totuși mi-alegeam să-mi fac un ceai să beau, astăzi n-am vrut nici ceai nimic, deci dăruirea ceai chiar m-a încărcat, n-am mai avut nici nevoie de apă, nu simt sete. Ce chestie? Da. Bine. Bine, mulțumim frumos. Mulțumesc și eu. Mai bine, papa. Mai bine, papa.